care, dacă va fi serios, va avea numai de câștigat și eu și echipa națională a României. Deci să înțeleg că asta este și în Bundesliga, seriozitate, e serios, poți să ajungi sus. E serios, muncești, disciplinat, ajungi departe. Dacă nu, te întorci înapoi de unde ai plecat. Da. Uite cum s-a mai întâmplat, au fost cazuri de jucători. Uite, mă uit la... Mă gândesc la Ciprian Dea, care, uite, a avut o șansă la Schalke și n-a profitat de ea. Nu numai el, și alții. Acum hai să nu le dăm pe nume și alții. Uh-huh. Un jucător e jucător când pleci afară și rămâi 5-6 ani la un club, sau 7-8 ani, m-a jucat și Dan Petrescu la Chelsea și alții și alții. Am dat un exemplu acum. Uh-huh. Sau cum ați fost chiar dumneavoastră la Energie Cottbus? Da, într-adevăr, eu n-am jucat la o echipă mare, dar am jucat la o echipă în Bundesliga și 5 ani de zile am jucat meci de meci. Deci cam asta înseamnă. Dacă mergi afară, să-ți faci treaba cât mai bine și oamenii te respectă și să joci meci de meci. La Ceahlăul aveți jucători care pot ajunge într-un campionat puternic? La Ceahlăul, cred că ați văzut și dumneavoastră, avem jucători destul de buni și tineri. Mă, și Popadiuc, Jean Chitoșcă, 20, Vlad Achim, 24. Deci avem câți chiar mari, 20 de ani, chiar dacă e săracul, îmi pare foarte rău, pentru el a făcut acea mare greșeală la minutul 20, dar sunt jucători tineri care pot crește, dar depinde și de ei și depinde și de noi cum îi antrenăm și îi îndrumăm și în viața de toate zile, ca ei să, în primul rând, să fie caractere și să-și dea seama că o șansă mare de a ajunge în campionate mai bune și de a câștiga bani mai mulți. Credeți că și articolele astea pozitive din presă despre Marc l-au făcut să greșească sau să aibă o evoluție mai slabă? Știți cum e, el este tânăr, are 20 de ani. Eu, în primul rând, trebuie să-l ajut ca antrenor, să fiu și pedagog, psiholog pentru el, da? Da. Să-i revină cât mai repede, pentru că și eu și echipa Ceahlăul avem nevoie de jucători, chiar tineri, care pot încă o dată să ajungă jucători de mare valoare. N-am înțeles. Domnule Miriuță, vă mulțumim mult de tot și vă dorim mult, mult succes în continuare cu Ceahlăul Piatra. Să sperăm că următorul